Salut și v-am găsit la un nou vlog și pe acest canal astăzi câștigăm Euro cu România. Ați auzit bine, astăzi o să preiau eu Unreal Bite România și vom câștiga Euro cu ea. Dar ca să facem chestia asta, o să avem nevoie de niște îmbunătățiri, pentru că cu echipa asta României nu cred că o să câștigăm Euro. În momentul de față când filmez acest videoclip, din păcate România a pierdut versus Belgia, însă sunt pozitiv că o să iasă din grupe. Iar după cum v-am zis, ca să câștigăm Euro, trebuie să upgradeăm echipa. Și vom face asta prin a le mări overall-ul. Adică, atunci când România reușește să înscrie, primește 10 puncte. Punctele sunt overall-uri. Atunci când România nu primește niciun gol, adică are un clean sheet, primește 5 puncte. Atunci când România pierde, nu primim niciun punct. Atunci când România face egal, primim 5 puncte, iar atunci când câștigă România, primim 20 de puncte. Iar cu punctele adunate, noi o să upgradem echipa, o să ajungă foarte, foarte sus, o să avem jucători poate 5 de 90 overall și cu jucătorii aceia o să câștigăm Euro. Însă avem o regulă, trebuie să păstrăm același primul 11, adică acest primul 11 va juca constant în echipă. Am ales eu, cred că cel mai bun jucător, nu mă pricep, îi cunosc pe mulți dintre ei, însă cred că asta este cel mai bun prim 11. A mai fost poate Olaru, Mihăilă, Cicăldău, însă Stanciu, Hagi și Marini, eu zic că sunt superiori, cel puțin în EFC. Grupa noastră, cred că o știți, n-aveți cum să o știți, Belgia, Slovacia, România și Ucraina. O grupă destul de ușoară, putem să ieșim măcar pe locul 2, poate și ieșim pe locul 1, însă asta e chestia că eu voi juca. Iar primul meci este contra cei la Ucraina, unde știm că i-am bătut cu 3-0 și vreau să fac chestia asta și în EFC. Așa că haide să-i dăm meci. E bine, și ce meciul, primul meci din grupe. Hai să vedem că reușim să câștigăm, să obținem niște puncte și să ne upgradem echipa. Hagi foarte bine are ocazie, trece foarte bine acolo. Hagi continuă. Hagi, du-te Hagi, șutează însă pe lângă poartă. Bă, cât de trist. Foarte bine pasa la Drăguș și Drăguș se poate duce. Pasează înapoi la Rațiu, Rațiu la Hagi, Hagi ține bine de balon, șutează și marchează Ianis Hagi, mă, bine mă Ianis Hagi, avem 10 puncte. Revenem faza combinația de pase, însă și ce bine a trecut Ianis Hagi cu un trivela foarte bun pe lângă portar, face 1-0 în meciul contra Ucraina. Bine, aici o ocazie foarte bună, Drăguș se duce foarte bine, du-te Drăguș, cumpăr shot, du-te! Nu pot să cred, peste poartă, bă. Ok, o ocazie foarte bună pentru Ucraina, foarte bine șutează acolo, însă Niță ne apără, Niță, care este zidul României, nu intră niciun gol. Oh, ce fault acolo al Drăguș, incredibil, cum s-a băgat acolo de la spate, clar este un galben, clar, nu pot să cred că nu este nimic. Ocazie bună pentru Ucraina, hai să încerc face, Dovnic, mamă, ce bară, incredibil, bine mă, bine mă. Pasa în spate la Denis Ban, Denis Ban șutează, însă între portarul. Ocazia acum pentru Denis Ban, are viteză, are culoare, se poate duce singur, efectiv, du-te, du-te, du-te man, du-te man, nu pot să cred, nu pot să cred cum a apărat portarul. Oh, ce foul, clar ăsta trebuie să fie galben, trebuie să fie galben, bun, galben, ok. Ocazia aici pentru Ucraina, ultima ocazie însă ni să ne apără și se termină meciul, reușim să câștigăm cu 1-0, nepăcate nu reușim ca în viața reală cu 3-0, însă măcar câștigăm și avem 30 de puncte. Iar cum este momentul să ne decidem unde vom băga punctele? Putem să le împărțim și să obărim overall mai mulți jucători sau putem să upgradăm doar un singur jucător. Și eu mă gândesc ca 20 de puncte să se ducă la Drăguș, iar 10 puncte să-i punem lui Burcă. E bine, și acum Drăguș are 89 overall cu niște staturi foarte, foarte bune și Burcă are 80 overall. Iar următorul meci este contra cei la Belgia, un meci foarte greu unde știm că l-am pierdut în viața reală cu 2-0, însă în meciul ăsta cu Burcă și cu Drăguș, eu zic că putem să câștigăm. Sau măcar să facem un egal. Așa că haide să intrăm în meci. E bine, și în ce meciul, haide să facem că reușim până la urmă să o batem pe Belgia, cum nu am reușit în viața reală. Cazie bună aici, Stanciu la Denis Man, Denis Man la Drăguș, Drăguș șutează, însă apără portarul Belgiei, incredibil. Carrasco, foarte bună șansă, are să centreze, centrează la Luche Bacchio, însă apără Niță. Andrei Rațiu, foarte bine a plecat, încearcă o centrare super bună la Denis Ban, hai să vedem că reușim, reușim să o preluăm, mingea, mingea la Hagi, la Florinel Coman, Florinel șutează, însă apără portarul. Cazie foarte bună aici, Hagi îl vede foarte bine plecat pe Drăguș, Drăguș cu 89 overall, șutează și marchează Drăguș, mă, bine mă Drăguș, mă, facem 1-0 versus cei de la Belgia, bine mă Drăguș. Revedem faza, foarte bine a scăpat aici Drăguș și pasă de la Ianis Hagi totuși, însă și ce finalizare incredibil, din prima reușește Drăguș cu 89 overall să înscrie.
Ocazie foarte bună pentru Drăguș, foarte bine pasa la Stanciu. Stanciu continuă foarte bine, șutează, însă este blocat, din păcate. Ianis Hagi cu un șut foarte bun, însă apăr portarul. Încercăm aici să înscrie din toată puterea, însă nu reușim. Astfel îl căutăm pe Drăgușin la vreoasa de colț. Hai să vedem că îl găsim, nu? Îl găsim aici Marin, un cap foarte bun, însă bară, incredibil. Foarte bine aici Drăguș, pasă destul de bună Denisman, aoleo, ce ai făcut Denisman? Wow, ok. Cază bună pentru cea Bel Johnson, Niță neapără, incredibil, bă, Niță e prea bun efectiv, e prea bun Niță. Cred că le iau la carieră. Cază foarte bună aici, pasă bună, dar Denisman la Drăguș, Drăguș continuă foarte bine. Hai să vedem un trivela, însă peste poartă, bă, ce ocazie a mirosit. Foarte bine aici, foarte bine aici a scăpat Florinel Coman, du-te, șutează și marchează Florinel Coman, mă, bine mă, Florinel Coman, mă, marchează, face 2-0 versus Belgia. Vedem că în EFC reușim invers scorul din viața reală. Și se pare că se termină meciul până la urmă, tot România iese învingătoare și în al doilea meci și avem, dacă nu mă înșel, 55 de puncte. Revin de la edit să vă spun că am încurcat complet punctajul. Nu trebuia să avem 60, cum o să vedeți ulterior, trebuia să avem 50, însă asta este, l-am încurcat complet. O să rămână 60 din păcate, dar voi, ca să știți, trebuia să fie 50. Iar cu astea 60 de puncte, hai să vedem unde putem să le punem, adică sunt chiar foarte, foarte multe puncte. Am putea să punem 10 puncte la Man, 10 puncte la Florinel Coman, să pun și la Drăgușin vreo 20, ar fi foarte, foarte bun pentru el, și restul de 20 de puncte să le împărțim la Stanciu și la Marin. E bine, și acum Naționala România arată mult, mult mai bine. Florinel Coman 83, Man 84, Stanciu 87, Marin 86 și Drăgușin de 92 overall. O bestie de echipă și încă mai avem jucătorii pe care trebuie să-i upgradăm. Iar următorul meci este destul de ușor, este versus cei de la Slovacia. Destul de ușor, eu zic că putem să-l câștigăm. Intrăm în meci și hai să încercăm și să facem. E bine, și începe meciul versus cei de la Slovacia. Hai să spunem că reușim să terminăm grupa pe locul 1 cu 9 puncte. Hai să ne arend, Andrei Rațiu, pas la Stanciu, Hagi pasă bună la Drăguș, Drăguș șutează, însă apără portarul. Florinel Coman, foarte bine aici Florinel Coman, însă ce bar a reușit să dea, incredibil. Lovitor de colț pentru România, hai să vedem dacă reușim să marcăm și Drăguș cu capul, însă scoate portarul, incredibil. Cază bună pentru Florinel Coman, pasă bună la Drăguș, Drăguș îl vede aici pe Stanciu, Stanciu șutează, însă apără portarul, incredibil, bă, ce portar e la, mă, frate. Florinel Coman foarte bine, are spațiu, se duce Florinel Coman, poate să-i paseze, îi pasează lui Drăguș, minge la Hagi, se întoarce bine, șutează, însă apără din nou portarul, incredibil. Pasă bun la Hagi continuă foarte bine, centrare la Denisman, cu ce șut incredibil, apără tot portarul, efectiv nu cred că pot să dau gol. Foarte bine aici Florinel Coman, se poate duce, continuă Florinel Coman, singur cufu, echipa Slovaciei șutează, însă din nou portarul apără, incredibil, nu știu cum pot să dau gol. Hai să vedem aici aproape dacă reușim un bombeu de la Hagi nu reușește pe lângă poartă. Ocazie bună pentru cea Slovacia, însă ne încurcăm acolo noi românii. Haide Drăgușin, bine acolo, nu-i lăsa, bun. Denisman, hai să vedem, Denisman la balon, se duce foarte bine Denisman, găsește pasă la Hagi șutează, însă nu marchează, apăr din nou portarul. Denisman la balon, pasă bună la Drăguș, șutează, însă apăr din nou portarul. Bine aici, foarte bine Ianis Hagi, du-te Ianis Hagi, pasă bună la Drăguș, ultima fază din meci, du-te Drăguș, șutează, însă iar apără portarul, bă frate, incredibil. Hai să vedem la Hagi, acum, ultima șansă, hai pasă aici, puț mică la burcă, hai să vedem acum Hagi cu un parașat peste poartă și cred că s-a trebuit, nu, mai avem un corner, hai să vedem, ce trebuie frumos aici la Hagi, hai să vedem că reușim, Hagi... Pagă în poartă, na, este ușor de oprit și cam aia, se dă meciul egal, nu reușim să-i batem. E bine, și se pare că după meciul cu Slovacia obțin doar 5 puncte. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Și se pare că tot terminăm pe locul 1 cu 7 puncte. Și se pare că mai departe o să dăm de Serbia. Ok, interesant. Însă noi trebuie să upgradăm echipa. Avem 5 puncte, nu foarte multe, așa că hai să le punem cu cap. Sincer, aș vrea să îl măresc pe Ianis Hagi.
La 74 overall deja este bun, mă gândesc cu 5 overall-uri în plus, la 79 să fie mai bun. E bine, și acum Giannis Hagi are 79 overall. În round-ul 16, unde deja a jucat Franța cu Ucraina, Portugalia cu Spania, interesant aici cum au picat, însă noi vom juca versus cei de la Serbia. Un meci destul de greu, chiar este destul de greu, o să intre un meci și haide să ne ce reușim să facem. E bine, și începe meciul versus cei de la Serbia în round of 16, hai să vedem dacă reușim să-i batem și să trecem mai departe. Foarte bine, ce ocazia, pasă la Denis Mann, pasă spate la Hagi, Hagi șutează și marchează, Hagi mă, bine mă, Hagi mă, știam că este bine să-i dăm overall-uri în plus pentru că este foarte, foarte bun. Giannis Hagi face 1-0 versus Serbia. Foarte bine, Denis Mann pasă la Giannis Hagi, Giannis Hagi din nou șutează, însă apără portarul Serbiei. Ocazia bună pentru cei de la Serbia, incredibil aici, Niță neapără. Foarte bine aici, Hagi pasă, destul de bună la Stanciu, Stanciu, Stanciu șutează, însă apără portarul, incredibil. M-am gândit la colțul scurt pentru că o să intre, însă n-a intrat. Foarte bine aici, Denis Mann trece foarte bine, are ocazie să se ducă singur. O șutează, însă blocat din nou un șut și reușește Denis Mann să înscrie al doilea gol din acest match versus Serbia. Incredibil cum s-a dus singur, primul șut blocat, iar al doilea direct gol. Revedem faza, foarte bine a trecut aici de primul fundaș, un șut blocat, însă al doilea șut foarte bine plasat pe lângă portar, face 2-0. Ocazie bună pentru Serbia, hai să vedem dacă reușim să ne apărăm bine acolo. Ocazie din nou bună pentru ei, însă Niță neapără, bine mă Niță mă, bine mă Niță. Ocazie bună aici pentru România, pasă la Drăguș, Drăguș trece foarte bine. Vede aici ocazia la Florinel Coman, șutează și marchează Florinel Coman, se face 3-0 în meciul contra cei la Serbia. Foarte bine aici Marin, pressing foarte bun, Drăguș, Drăguș la balon, șutează și facem 4-0. Incredibil, îi spargem pe cei la Serbia. Drăguș face 4-0, efectiv o să avem foarte multe puncte. Florinel Coman, foarte bună pasă a Drăguș, Drăguș se duce singur, hai să vedem dacă reușim. Centrare bună, nu trebuie să șutăm, asta este. Și se pare că se termină meciul, reușim să o batem pe Serbia, trece mai departe. Cu 4-0 batem, România efectiv triumfă. E bine, cu 4 goluri date avem 40 de puncte. Faptul că am câștigat și meciul avem plus 20 de puncte, adică avem 60 de puncte. Cu 60 de puncte, haideți să vedem cum putem să îmbunătățim echipa. În primul rând, cred că este timpul să upgradăm și fundașul stânga și fundașul dreapta, adică pe Rațiu și pe Bancu. O să ducem pe amândoi la 90 overall, adică o să punem 20 la Bancu și 20 la Rațiu. Și ne-am rămas 20 de puncte pe care vreau să-i le pun lui Niță, ca să avem toată echipa 90 overall sau înspre 90 overall. Niță de 90, Rațiu de 93 și Bancu de 90. E bine, și acum echipa arată efectiv fabulos. 90 Bancu, 93 Rațiu și Niță, care efectiv oricum era și la 70 overall. O bestie, 90 overall. Mai departe în Euro o să dăm de Cehia. O echipă destul de bună, însă cred că reușim să o batem. Vedem acolo că Spania a trecut mai departe, Ungaria a trecut mai departe și o să vedem ce o să facă Anglia versus Germania. Noi intrăm în acest meci, sperăm că o să-l câștigăm și haideți să vedem. E bine, și începe meciul versus cei de la Cehia. Hai să reușim să trecem mai departe în semifinalele Euro. Foarte bine aici Stanciu, șutează, însă apără portarul, incredibil. Denis Mann acum la balon, pasă bun la Drăguș, Drăguș se poate duce, însă nu pare spațiu, pasă bun la Denis Mann, însă apără portarul, incredibil, nu mai am cuvinte. Foarte bine aici Stanciu la Drăguș, pasă la Giannis Hagi, du-te Giannis Hagi, du-te Giannis Hagi, pe lângă portar, nu pot să cred, nu pot să cred cum apără portarul. Foarte bine aici Marin la balon, pasă la Florinel Coman, du-te Florinel, du-te Coman, haide. Centrare la Drăguș, Drăguș, nu pot să cred, haide ridică-te, nu pot să cred, bă cât aproape suntem. O ocazie bună aici, însă șutul este prea slab, Niță o apără fără nicio problemă. Pasă la Stanciu la Denis Mann, Denis Mann șutează și nu pot să cred, apără portarul, bă. Corner pentru România, haide, hai România, Rațiu capul nu reușește, apără portarul din nou. Florinel Coman pasă bun la Hagi, Hagi continuă foarte bine, pasă la Drăguș, Drăguș șutează, însă iar apără portarul, bă, din fața porții apără portarul. Incredibil. Hai să vedem ocazie din nou pentru România la corner la Rațiu cu capul. Rațiu reușește, Rațiu. Bine mă, Rațiu. Bine mă, Rațiu. Lovitură de cap reușește să marcheze în minutul 63. 1-0 pentru România. Revedem faza, foarte bine executat aici cornerul și capul lui Rațiu care se înalță foarte bine. Pe lângă portar trece mingea, n-are nicio reacție portarul. Bine aici la Florinel Coman, bine mă Florinel Coman, bine mă, bine mă, wow!
Efectiv, wow, Farfecă din fața porții, incredibil ce a reușit să facă Florinel Coman. Wow, a rămas mască, efectiv. 2-0 pentru Cehia. Vreau să revăd faza, vreau să revăd faza lui Florinel Coman. Execuția lui, ce pasă bună aici, ce centrare bună. Rămâne singur Florinel Coman și ce Farfecă, incredibil, ce Farfecă de la Florinel Coman. Face 2-0. Foarte bine aici, Florinel Coman trece foarte bine. Pasa este bună la Drăguș, pasa este bună la Stanciu. Stanciu șutează și marchează. Stanciu, mă, bine mă, Stanciu. Capitanul României marchează. Face 3-0 în meciul versus Cehia. Pasă foarte bună cu cărcuiul la Hagi. Du-te, Hagi, du-te. Vreau să marchezi, șutează și reușește să marcheze Hagi, bă, reușește să marcheze efectiv oricine meciul ăsta. Este meciul României, 4-0 pentru România. Și se pare că se treia meciul, reușim fără nicio problemă, zic eu, să câștigăm acest meci versus Cehia cu 4-0. E bine, avem 65 de puncte, 4 goluri am înscris, 40 și am câștigat 20 de puncte, 60 și am reușit să nu ne luăm niciun gol, încă 5 puncte, 65 de puncte. Cu astea 65 de puncte trebuie să upgradem echipa, să o facem efectiv monstru, monstru. Și vreau să facem așa, Hagi la 99, Florinel Coman 10, Man 10, deja s-au 40 și ne-am rămas 25 și restul de 25 o să pun 10, o să pun la Marin, 10 la Stanciu ca să ajungă la 97-96 și restul de 5 puncte o să-i pun în Luburcă. E bine, și acum România arată monstru, efectiv monstru, 99 Ianis Hagi, 96 Marin, 97 Stanciu, 94 Denis Man, 93 Florinel Coman și 85 Burcă. Iar următorul meci este versus cei de la Germania. Wow, ok, un meci foarte interesant. Iar finala, dacă trecem peste Germania, o vom juca versus Spania. Interesant, interesant. Intrăm în meci și haideți să vedem dacă reușim să-i batem pe germani. E bine, și începe meciul din semifinale versus Germania. Un meci foarte, foarte greu, însă cu echipa României, echipa noastră de suflet, eu zic că o să reușim să o batem și să ajungem în finală. Foarte bine aici Anis Hagi, pasă foarte bun la Drăguș, Drăguș îl vede foarte bine pe Florinel Coman. Florinel Coman, nu pot, wow, nu pot să cred, ce puternic șut și apără Neuer, incredibil. Ianis Hagi din afară care o șutează, însă pe lângă poartă, peste poartă mai exact. Foarte bine aici Drăguș, pasă foarte bine la Stanciu, Stanciu continuă, șutează, însă bară, incredibil. Ocazie foarte bine aici, pasă la Hagi, la Drăguș, Drăguș, du-te, du-te tată, du-te, Buvio. Și reușim să marcăm, mă, bine, mă, bine, mă, Drăguș, mă. Facem 1-0 versus Germania. Incredibil, în minutul 35. Revedem faza, foarte bine aici s-a dus Drăguș și cu power shot-ul lui care efectiv a spart poarta, pe lângă portar reușește să facă 1-0. Foarte bine aici Rațiu la balon, pasă la Man, Drăguș acum la balon, centrare destul de bună la Florinel Coman. Asta care va reuși ceva. Florinel Coman șutează, însă apără Neuer. Ocazie de gol pentru România. Hai să ne reușim aici să dăm un gol cu Florinel Coman și boară, incredibil, incredibil ce boară. Acum Florinel Coman are viteză, se poate duce. Du-te Florinel, du-te Florinel Coman, haide, haide, pasă spate și acum la Ianis Hagi, șutează Ianis Hagi, însă apără Neuer, incredibil. Lovitură de colț din nou pentru România și o să facem fix la fel pentru că sunt foarte proaste șuturile. Și acum Coman nu reușește, apăr Neuer din nou. Asemenea aici Ianis Hagi se poate duce, Ianis Hagi șutează, însă apără portarul. Ocazie bună pentru cei la germani, însă reușim acolo să apărăm, Niță ne apără. Ocazie din nou foarte bună, Gündogan la balon și nu pot să cred, este penalti. Nu, este penalti, Drăgușin ia cartonașul galben. Ocazie foarte bună pentru nemți, hai să vedem dacă reușim totuși să apărăm acest penalti. O să bată, cine o să bată? Havertz? Ok, o să bată Havertz, haide Niță, Niță! Niță, Niță ne apără, mă, bine mă, Niță mă, Niță e cea mai bun portar din lume mă. Însă o dăm afară, asta este. Toni Kroos, Sané la balon, Sané trece foarte bine, șutează însă Niță din nou neapără. Cel mai bun portar efectiv, nu și-a luat absolut niciun gol, sau cred că doar unul dacă și-a luat. Și se pare că este gata, reușim să câștigăm meciul cu 1-0, nu este un scor foarte mare, însă reușim să-i batem pe nemți. Trecem în finală cu România, în finala Euro cu România. E bine, avem 10 puncte de la gol, 20 de la victorie și 5 pentru că nu am niciun gol. 35 de puncte, azi spunem unde putem să le punem. Și eu cred că ce mai bine ar fi să le punem în defensiv. Adică ar fi o chestie să aducem pe Burcă la 95 overall, deci 10 puncte să ducem la Burcă, ne-am rămas 25. Am putea să-l facem pe Drăgușin de 90 overall, de ce nu? Deci încă 10 puncte să duce la Drăgușin. Pe Niță am putea să facem de 95 overall, deci ne-am rămas 10 puncte și cu astea 10 puncte 5 îi dăm lui Bancu și 5 îi dăm lui Rațiu. Și așa ne mărim defensiva.
E bine, și acum România cu Bancu care are 95, Burcă cu 95, Drăgușine 99 overall, Rațiu 98 overall și Niță care cred că se cea un portar și înainte și cu 70 overall era cea un portar. Ne uităm puțin la statistici și vedem că jucători români nu prea sunt, adică bine, pe locul 6 este Hagi cu 3 goluri, însă nu suntem în top, să zic așa. Haideți să recapitulăm înainte să intrăm în meci în finala Euro. Am terminat grupa pe locul 1 cu 7 puncte, am reușit să se batem efectiv pe toți, sau am făcut un egal, da, am făcut un egal. În round of 6 se pare că întâlnim Serbia pe care o batem cu 4-0, efectiv îi spargem. În quarterfinal se pare că dăm de Cehia, tot cu 4-0 îi spargem și pe ei. În semifinale dăm de Germania, pe care reușim să o batem cu 1-0, ceea ce este îndeajuns ca să intrăm în finală și se pare că finala o vom juca versus Spania, care a câștigat acolo cu 4-1 versus Ungaria. Spania, care este o echipă foarte, foarte bună, însă România cu așa jucători, eu zic că o să câștigăm. Așa că haide să intrăm în meci. Să cânt aici imnul României, deșteaptă-te române, pentru că este un meci foarte, foarte greu. Haide România, haide România, putem să câștigăm finala Euro. Începe meciul, spaniolii au mingea, hai să vedem că reușim să câștigăm finala Euro. Cel mai important meci al României. Foarte bine aici Andrei Rațiu, du-te Rațiu, pasă bună la Stanciu, Stanciu, pasă bună la Man, hai Denis Man, du-te, du-te tată. Centrare la Florinel Coman, Florinel Coman nu reușește acolo. Foarte bine aici Stanciu la Drăguș, Drăguș trece foarte bine, pasă la Florinel Coman, Florinel Coman, o centrare foarte bună, însă ce bine se aruncă raia. Florinel Coman acum din afară care are un foarte bine șut, însă peste poartă, cât de aproape să marcheze Florinel Coman. Marin, foarte bine, îmi pleacă Marin, pasă bine la Drăguș, Drăguș îl vede foarte bine acolo pe Denis Man, du-te Denis Man, du-te. Centrarea care este să se bun la Hagi, Hagi cu capul! Nu trebuie să dea cu cap, bă, nu trebuie să dea cu cap, trebuie să dea cu piciorul, apră portarul totuși. Tură de colț, nu o să mai batem așa, o să batem în centru, la Drăgușin, Drăgușin cu capul! Bine mă, Drăgușin, mă, bine mă, Drăgușin, mă! Drăgușin, jucătorul român, reușește să marcheze în finala Euro! Bine mă, Drăgușin, cu capul, ce execuție, efectiv, ce execuție de la corner direct în plasa adversarilor, Drăgușin marchează. Revedem faza, foarte bună centrarea, incredibil cum a sărit Drăgușin și a dat gol, face 1-0 versus și la Spania. Foarte bine aici Florinel Coman, se poate orice singur, du-te Florinel, Florinel, du-te Florinel și nu reușește, apără raia, incredibil. Denis Man pasă bună la Drăguș, Drăguș îl vede pe Ianis Hagi, Ianis Hagi la balon, du-te Hagi, du-te Hagi și șutează însă, apără portarul, bă, dar cum iese portarul, incredibil, nu am timp reacție efectiv. Ocazie pentru spaniol, lovitură liberă, hai să ne reușim să apărăm, va bate Merino, cred că, nu, va bate Asensio, Asensio cu șut foarte bun însă, peste poartă. La Florinel Coman care șutează și marchează Florinel Coman, incredibil, incredibil, efectiv a rupt Florinel Coman în acest Euro. Ce finez, ce finez din afara careului marchează Florinel Coman, nu mai zicem și de farificarea pe care a dat-o în meciul acela. Însă acest gol contează de 10 ori, de 1000 de ori mult pentru că este în finală. Uitați-vă și voi la această execuție, ce finez bun de la Florinel Coman, portarul n-are nicio șansă n-are. Mai sunt 2 minute în prelungire. Haide România, rezistă, rezistă să nu ție niciun gol. Gavi la balon, pierde mingea Gavi, haide, bine aici Man, Rațiu la balon și se pare că se termină meciul. România devine câștigătoarea Euro, ceva ce nu cred că a reușit România vreodată. În EFC este posibil, România câștigă finala Euro. Florinel Coman și Drăgușin marchează. Efectiv cu un parcurs foarte, foarte frumos ajung până la urmă în finală, românii și câștig. Chiar dacă în viața reală e posibil să nu ajung, adică na, e posibil să nu treacă de grupe, însă noi sperăm că să trecem măcar de grupe în viața reală. Hai să vedem aici pe podium Niță. Niță treia să ridice trofeul ăla. Pe bune vă zic. Hai să vedem, clar capitanul este Stanciu, capitanul nostru, care a dat și el câteva goluri, însă Niță treia să ridice trofeul, să fie sincer. Haide Stanciu, haide, ridică trofeul. Pune-mă pe el și 3, 2, 1 și victorie! Reușim să câștigăm Euro cu România! E bine, până la urmă, reușim să câștigăm și Euro cu România. Un parcurs foarte bun, după cum v-a zis. Un videoclip foarte interesant, mi-a plăcut enorm să îl filmez. Echipa, nu mai zic, a ajuns la 99 overall, 2 jucători, efectiv a rupt echipa. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât de multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja și să activați și clopoțelul. I-am fost Unreal Byte, v-am pupat, pa, pa!